Important a fost practica de 2 săptămâni pe care am făcut-o la maternitatea Giulești, unde efectiv intram dimineață și ieșeam seara, făceam ture cot la cot cu asistentele de acolo și de unde la început mi judecam personajul fiind mămică de 2 copii și fiind prezentată situația, o știm cu toții, da, asistenta care a plecat și azi bebelușii și cum efectiv toată situația care ne-a fost prezentată. Am ajuns să o apăr și să o iubesc și să o înțeleg că într-adevăr a greșit, dar nu este singurul vinovat. Și am simțit, astea 2 săptămâni cât am făcut practic acolo, am simțit efectiv o presiune și un gol în stomac de dimineață până seara. Am văzut în ce stres lucrează fetele de acolo și, bineînțeles, s-au schimbat între timp lucrurile. Acum sunt 2 fete pe tură, dar cu toate astea, tensiunea este aceeași și, fără să vrei, ca un burete, absorb tot felul de emoții. Vin părinți, care unii părinți se poartă urât cu ele. Vezi cum vin emoționați să-și vadă puii. Unii pui, mulțumim lui Dumnezeu, sunt bine și atunci îi vezi cum pleacă fericiți, alții nu pleacă la fel de fericiți. M-am întâlnit cu tot felul de situații plăcute și mai puțin plăcute, care pe mine m-au ajutat să știu ce am de făcut. Ați cunoscut-o pe Florentina Cârstea? Nu am cunoscut-o personal. Am avut ocazia să o întreb cât a fost în penitenciar, să o întreb dacă ar putea să mă primească, dar am refuzat pentru că n-am vrut să răsucesc și mai mult cuțitul în rană. În schimb, am auzit numai vorbe frumoase despre ea de la toți colegii ei și nu numai. Am înțeles că este un om absolut minunat și, din păcate, a fost singura care a plătit. Și sunt ferm convinsă că dacă vezi filmul ăsta, nu știu, trebuie să fii de piatră, să nu preiei mesajul.